Anul acesta, Ministerul Educației a decis ca pentru anul școlar 2022-2023 bursele să fie plătite la data de 15 a fiecarei luni pentru luna precedentă. Așadar, pe 15 octombrie, elevii mușeleni ar fi trebuit să primească bursa pentru luna septembrie. Potrivit informațiilor transmise de edilul Elena Lasconi, la acest moment bursele au fost achitate doar de 3 unități de învățământ Câmpul Ungene: Liceul Teoretic Dan Barbilian, Liceul cu Program Sportiv și Liceul Tehnologic Auto. Colegiul Național Pedagogic Carol I a anunțat că va plăti bursele vineri 4 noiembrie, Școala Gimnazială Neanu Mușcel pe 7 noiembrie, Școala Gimnazială Teodor Aman, Școala Gimnazială Oprei Orgulescu și Colegiul Național Dinicu Colescu pe 8 noiembrie. Tot săptămâna viitoare vor fi achitate bursele și la Colegiul Tehnic. Inspectorul școlar general Dumitru Tudosoiu a precizat că banii au fost alocați, iar școlile trebuie să respecte legea și să vireze banii copiilor în fiecare lună pe data de 15. La nivelul județului Argeș, deși au fost înregistrate întârzieri pentru finele anului școlar trecut și începutul acestui an școlar, vă pot spune că avem sumele virate în conturile primăriilor, de unde se asigură prin hotărâre de Consiliul Local banii necesari pentru plata burselor. Deci Ministerul Educației a virat acești bani, Inspectoratul Școlar a validat aceste plăți. Nu trebuie decât ca fiecare școală să respecte legislația în vigoare și până în data de 15 să-și facă calculele precis în legătură cu numărul de beneficiari de bursă și să solicite primăriilor alocarea și deschiderea de credite pentru a putea plăti copiilor bursa. E o problemă atât de simplă și e bine că avem bani în conturi și că lucrurile sunt așezate bine. Nu trebuie decât fiecare acolo unde este să-și facă treaba. Pentru acest an școlar, cuantumul minim al burselor acordate de Ministerul Educației este același ca anul trecut, sumele rămânând neschimbate. 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 de lei pentru bursa de merit, 150 de lei pentru bursa de studiu, 200 de lei pentru bursa de ajutor social. Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local, elevii care beneficiază de bursa de merit trebuie să primească, pe lângă cei 200 de lei de la minister, încă 50 de lei, suma totală fiind de 250 de lei pe lună.